găsit, doamnelor și domnilor. Am reapărut, am zis să spun câteva idei despre ceea ce s-a întâmplat în această perioadă cât am lipsit, timp de vreo două săptămâni. Cred că evenimentele în această perioadă decurg cu asemenea rapiditate încât ceea ce vorbim astăzi, mâine, e nou de neașteptat. Lucrurile merg către o schimbare din ce în ce mai pronunțată. Putem să observăm că lumea practic se polarizează în două tabere, la noi în țară, aici unde responsabilii noștri politicieni cu războiul la ușă până la urmă, pentru că Ucraina este vecinul cu granița cea mai lungă în ceea ce ne privește și cu conflictul pe care îl știm deja a intrat în a 39-a zi, dacă nu mă înșel, politicienii noștri au timp de scandal, de certuri și de schimbări de președinte, de partid, pentru că, nu e așa, atunci când vine un ordin, el este executat cu putere. În ceea ce mă privește, perioada aceasta de la Partidul Național Liberal este destul de interesantă, dar fără a fi surprinzătoare. Așa cum Florin Cîțu a fost pus acum 6 luni ca președinte al Partidului Național Liberal, fiindcă el știe și noi știm și toată lumea știe că așa a fost ordinul în vremea acum 6 luni ca el să fie președintele PNL, astăzi ordinul a venit ca el să nu mai fie președintele Partidului Național Liberal și în felul acesta și-a dat demisia după așa zisa vizită istorică în Statele Unite. Bănuiesc că nu și-a mai luat niciun credit să fugă cu el de pe acolo sau n-a mai șofat în stare de ebrietate, ci probabil a avut șofer. S-a pozat cu oficiali din Statele Unite, iar acasă l-au așteptat o demisie, o cerere de demisie semnată de 40 de filiare, adică ceea ce este dubios și eu am spus-o de atâtea ori pentru că noi aici, așa cum am spus de exemplu în cartea aceasta, Colonizatori în colonie, ordinele vin și se execută cu plăcere, ceea ce înseamnă că atunci s-a dorit Cîțu, acum nu se mai dorește Cîțu, acum se dorește Ciucă și în consecință ca să ai o viață de politician îndelungată, atunci când vine ordinul, execuți cu plăcere. Ai fost în tabăra Cîțu, acum vei fi în tabăra Ciucă, mâine, dacă nu se mai vrea Ciucă, se vrea alt președinte de partid, îl vei susține pe acela și îl vei denigra pe acesta. Practic, asta este inconsistența noastră politică și, practic, aceste decizii pe care le execută politicienii care ne reprezintă fără o anumită demnitate și fără a gândi cu propria lor minte, ne duc în situația aceasta în care în România, cel puțin din punct de vedere social, economic, lucrurile sunt destul de triste și vor începe să fie și mai triste, pentru că de fiecare dată o să vedeți în spațiu public discuții care vin să fragmenteze viața politică și în loc să se discute despre lucrurile care cu adevărat contează, prețurile ridicate și așa mai departe, nivelul de trai, vorbim de schimbarea schimbării. Adică până la urmă eu am tot explicat aici de-a lungul timpului că Florin Cîțu era o persoană ștearsă, un no-name din punctul multora de vedere, un om fără carismă, fără strategie, fără viitor în politică, un om care nu a realizat mai nimic în viața lui sau nu a realizat nimic în viața lui pe picioare proprii și totdeauna a fost pus într-o parte sau într-alta. Acum este schimbat de acolo pentru că vine Nicolae Ciucă, un alt bărbat de stat, un general care care transpiră când vorbește, care atunci când vorbește se consumă atât de mult încât oamenii care îl coordonează nu lasă să vorbească foarte mult pentru că poate transpiră foarte tare. Așa că domnul acesta general, care n-a avut bărbăția să lase teza de doctorat, pentru că până la urmă ceea ce s-a făcut cu acea teză de doctorat este posibil doar într-un stat balcanic, în mod normal, dacă ar fi avut bărbăția necesară unui prim-ministru sau unui general sau unui profesor, că e și profesor sau a fost profesor la UNAP și așa mai departe, ar fi zis, da, domnule, luați teza mea de doctorat și studiați-o și dacă dă, așa cum spuneți voi, că am plagiat, îmi cer scuze și așa mai departe. Dar nu, au tras-o pe dreapta, știu că o să fie următorul președinte al Partidului Național Liberal și, uitați, am făcut acum vreo în 2019, acum 3 ani, am scris împreună cu colegii mei această carte, istoria Partidului Național Liberal. Și mă uitam așa că Partidul Național Liberal s-a înființat în 24 mai 1875. Și până când el a fost interzis definitiv, a avut 7 președinți. Deci în perioada 1875-1950, sunt 75 de ani, și a avut 7 președinți de partid.
Bineînțeles, cel mai îndelungat a fost Ionel Preteanu, care a condus partidul în 1909-1927. Ce este interesant este că din 1990, când Radu Câmpeanu a reînființat Partidul Național Liberal, până astăzi, după Câțu era al 12-lea președinte, deci domnul Ciucă, aveți grijă că sunteți președintele după 90 al Partidului Național Liberal cu numărul 13. Deci în dreptul noastră figurează președintele numărul 13. Au fost, dacă așa, pentru cei care ne ascultă, au fost Câmpeanu, Mircea Ionescu Chintus, Valeriu Stoica, Teodor Stolojan, Călin Popescu Tăriceanu, Crin Antonescu, Claus Iohannis, Vasile Blaga, Alina Gordiu, Raluca Turcan, Ludovic Orban, Câțu și, bineînțeles, acum va veni Ciuc. Ce voiam să spun este că în 32 de ani, din 90 până astăzi, am avut o medie de 2,46. Deci, dacă au existat unii care au condus, cum e Mircea Ionescu Chintus, din 1993 până în 2001, adică are un mandat foarte lung, după aceea a mai fost Călin Popescu Tăriceanu din 2004-2009, Crin Antonescu a avut un mandat de 5 ani, după care au început să fie fragmentat. După Crin Antonescu, cum ar fi, uitați potopul, a venit Iohannis, a dus așa prin vicepreședinte ca să-l pună să candideze la președinție, să-l facă președinte, doar din iunie până în decembrie a fost președintele PNL-ului. După aceea, din decembrie până în 2000, adică un an jumătate, a fost Vasile Blaga. După aceea tot a urmat Alina Gorghiu o perioadă relativ mică. Raluca Turcan a fost și ea președintele din decembrie 2016 până în iunie 2017, după care a venit Ludovic Orban. Orban a plecat din PNL și a înființat un alt partid și se luptă pentru România din partidul Forței Dreapta, parcă, sau Forța Dreptei. Și cam aceasta este istoria pe scurt. Este una fragmentată, una fără consistență, una fără o strategie viabilă, una fără oameni cu demnitate și caracter și moralitate demne de lideri adevărați. Uitați-vă la discursul lui Rareș Bogdan, uitați-vă la discursul altora care săriseră în tabăra lui Câțu, se luptau cu Orban că ei cred în acest om, că este providențial, că numai Câțu face, că numai Câțu drege, că numai Câțu geniul, Câțu economic și așa mai departe. Și acum, după 6 luni, i-au cerut să-și dea demisia și dacă nu și-ar fi dat demisia, practic l-ar fi dat afară. Congresul se face pe repede înainte, adică nici nu au timp oamenii să-și facă campanie. Oricum, toți din politică au înțeles că este vremea schimbării și stau liniștiți să nu deranjeze pe nimeni și joacă scena și rolul pe care li s-a dat în consecință. Îl vrem pe Ciucă pentru că, de ce nu, poate partenerul nostru strategic îl vrea pe Ciucă președinte după Claus Iohannis și cum se face, au și aceste balamale, uitați plagiatul, uitați alte dosare care vin din partea unora sau altora și totdeauna trecutul îi ajunge din urmă. Iar românii vor sta și vor privi scârbiți, dezamăgiți pentru că și mulți vorbesc și spun, domne, cine să facă politică, nu găsim pe cineva care să ne facă așteptările reale, să le concretizeze, ci pur și simplu totdeauna mergem pe partea aceasta emoțională în care vine unul, îl votăm îndauna celuilalt, după care suntem dezamăgiți de acest lucru. Dar, apropo de teze, că vorbeam de tezele de plagiat și nu vreau să stau foarte mult asupra acestei schimbări din PNL, pentru că până la urmă PNL-ul nici nu ne-ar interesa că el, ca orice partid este o organizație independentă, este ca o firmă, dacă vreți, sau ca un ONG, doar că aceste partide care sunt de guvernare ne afectează nouă piața și în felul acesta trebuie să fim și noi atenți, măcar să vedem ce ni se întâmplă și cum ni se întâmplă și cât de morali sunt acești oameni în momentul de față. Tezele, de ce ziceam de teze, acest om pus Sorin Câmpeanu, care v-am zis că din punctul meu de vedere este unul care ar trebui judecat pentru că a distrus educația cum mai rar găsim în istoria noastră post-decembristă prin acele decizii din pandemie și omul pandemie, pentru că el a văzut că de câte ori vorbea, cel puțin până în ultima perioadă, o ținea cu pandemie, adică era ministrul educației și se ocupa mai mult de COVID decât de educație, dar uitați că s-a ocupat acum de educație și scoate și tezele, vor schimba lucrurile acestea, pentru că
nu trebuie să deranjăm copiii. Adică copiii trebuie să vină la școală așa cu încredere, nu trebuie stresați. Dacă vor să învețe bine, dacă nu vor să învețe bine, dacă nu, dar oricum trebuie trecut clasa, trebuie să aibă sentimentul acesta și părinții, că copiilor, dacă se duc la școală, trebuie să învețe. Și în felul acesta toată lumea este mulțumită. De ce să ne stresăm noi copilul? Că trebuie să dea teze, trebuie să dea examen. Dacă nu rezistă stresului acesta, nu? Adică trebuie să facem un sistem adaptat pe nevoile, necesitățile copilului, să nu cumva să supărăm copilul. Sunt, de exemplu, mai multe state, cum Belgia și Suedia, de exemplu, care nu dau bacul. Domnul Câmpeanu, eu face, scoteți, doamne, și bacalaureatul acesta. Păi vă dați seama că în jur de 50% trec de bac, adică 50% din oameni ce face? Nu-i mai ducem și pe ea la facultate, să facă și ea o facultate ca toată lumea, să fie toată lumea intelectuală și în felul acesta să nu existe cumva blocare, un blocaj din partea statului de a stopa drumul către o educație, cum să vă zic, naturală, pentru că în ultima perioadă ați văzut, mergem pe învățământ online, mergem pe învățământ la distanță, mergem pe învățământul pește prăjit și așa mai departe, când, în mod normal, ar trebui să găsim niște oameni care sunt specializați în educație, ăia să facă un sistem și cine rezistă și trece de sistemul acesta bine, cine nu rezistă, iar e bine. Altfel, să întrebăm copilul, să întrebăm studentul, dacă e bine cu profesorul respectiv, dacă putem să le evaluăm, pentru că am mers pe partea aceasta occidentală, evaluăm profesorii, mergem într-o zonă în care nu vrem să avem rezultate. Repet, din punctul meu de vedere, educația este într-un declin, nu mai zic de acest președinte, din păcate, românilor, Klaus Iohannis, care cu acea România educată a distrus și mai mult România educată, pentru că atâta poate Klaus Iohannis. Eu am zis și data trecută că îl provoc să-l văd pe Klaus Iohannis ținând o oră de fizică. Am înțeles că e profesor de fizică. Eu pun pariu că nu e în stare să o țină liber, cum nu a fost în stare să vorbească liber nimic de când e el președinte și tot timpul citit și dând mesaje și alea vai de mama lor. Dar nu asta era problema, problema era cu educația și poate la un moment dat să-l trezi părinții, să o trezi cineva, să zică stați, domne, puțin, că totuși vrem și noi să avem o școală, școală, adică să fie școală, să găsim și noi profesori, pentru că problemele educației sunt foarte vaste, ține foarte mult de profesori, ține foarte mult de vocația profesorului, dacă acela are vocație, dacă mai găsești profesori, dacă mai găsești cadre didactice care vor să vină să predea sau să aibă contact cu elevii sau cu studenții. Este o problemă reală, nu se mai găsesc profesori de anumite materii. Am înțeles că, de exemplu, de fizică nu sunt profesori în București, de exemplu, și de alte materii. În loc să preocupe un ministru al educației să meargă pe direcția aceasta, să ofere un sistem egal către toate școlile și către toți elevii, pentru că toți avem, așa cum scrie și în Constituție, dreptul la o educație, în felul acesta noi ne depărtăm de ceea ce ar trebui să facem și ați văzut testele PISA și alte lucruri ne duc în jos. În același timp, cu vorba lui Klaus Iohannis, ne considerăm educați și mergem mai departe. Așa că de ce să nu schimbe domnul Sorin Câmpeanu? Vă dați seama, asta era problema, cum se ia vacanțele și cum împarți. Adică, în loc să vii cu un sistem, cu o strategie, domnule, vreau să schimb, pentru că e de schimbat în sistemul educațional. Până la urmă, Ministerul Educației nu face educație, ci pur și simplu educația o fac, se face la școală, într-un proces complex între profesori, elevi și pentru clasele mai mici și părinți. În rest, la educație, vii acolo și faci o strategie pe baza unor experți care spun și explică și ei, uite cum se poate crește nivelul de educație. Dar în felul acesta scoți istoria, care nu prea mai scoți, reduci geografia, cu gramatica, ați văzut ce probleme au copii. De matematică, unii dintre ei nu mai înțeleg săraci. În loc să găsești anumite strategii pentru a dezvolta aceste lucruri și a face din sistemul de educație unul rentabil pentru a produce până la urmă plus valoare și a încerca cumva ca capetele acelea din licee care când termină să mai rămână și prin România, să nu se ducă toți în Occident, poate ne preocupă și viitorul acestei țări. Altfel, că schimbăm, că nu mai sunt două semestre, vor fi 5 sau 3 sau 2, sau că nu se va mai da teze, că se vor da teze, că nu se va mai da, nu știu, cum am zis, scoteți, domne, bacul și așa mai departe, scoteți examenul de admitere de la facultăți și toată lumea care vrea să se
facă ce vrea să se facă, să se facă, că în felul acesta oricum nu mai contează. Săptămâna aceasta, cât am lipsit, am scris și un articol pentru Cristoiu Blog, n-am putut să mă abțin. Băsescu, în sfârșit, a fost și el declarat turnător, ceea ce știam toți că a fost turnător, dar ce m-a amuzat cel mai mult zilele acestea, după ce a scris unul pe gard să-i plătească datoria, a zis că îi denigrează imaginea, adică tupeul lui Băsescu este, cum să vă zic, așa cum ne așteptam. Adică după ce ai fost demonstrat că ești turnător, vii și ai tupeul să spui că ți-a denigrat imaginea, că ți-a scris pe gard. Cam aceasta este esența politicii noastre post-decembriste, în care un turnător a ajuns să conducă România timp de 10 ani și a făcut o șleachtă de pupincurii și de oameni care de teapa lui, în frunte cu Elena Udrea, care uitați-vă acum, de exemplu, Elena Udrea comentează, dă interviuri în calitate de infractoare, că a fost și în pușcărie, acum are dosarele respective și alții, în care iau apărare, iar alții, intelectualii lui Pește Prăjită, iar lui Băsescu, au luat atitudine atunci, acum încearcă cumva să se disculpe de această decizie. Ceea ce este surprinzător, dincolo de toate acelea, este, din punctul meu de vedere, o pată neagră pe serviciile noastre de informație, care cu siguranță știau că Băsescu este turnător, dar au tolerat acest lucru și mai mult au acceptat. Iar dacă noi ca români ne întrebăm de ce am acceptat ca un turnător să fie conducătorul statului și să ne conducă nouă, să ne influențeze nouă destinele ca români, atunci ce așteptări să mai avem? Iar despre Klaus Iohannis, cine știe ce vom afla, oricum cei care selectează acest lucru, pentru că eu în articolul respectiv am scris că nu neapărat e problema lui Traian Băsescu că a fost turnător, ci a sistemului care l-a luat și l-a pus acolo. Dacă nu avem o problemă cu chestia asta, înseamnă că pur și simplu merităm ceea ce ni se întâmplă. Dacă știm ceea ce s-a întâmplat și poate pe viitor există mai mult o reacție, pentru că am văzut acum, de exemplu, foarte multe televiziuni se înghesuie să ia interviul lui Traian Băsescu. De ce promovezi un asemenea om cu un asemenea comportament în continuare? Iar o enigmă și atunci modelele noastre cam acestea sunt, ca și cum a turnat, dar a și băut, bășcălie și așa mai departe, miștocăreală și practic cam astea a fost 10 ani de mandat al lui Traian Băsescu cu acele lucruri pe care toți le știm și nu cred că mai are rost să le mai subliniez eu aici. Dincolo de aceasta, ce voiam să vă mai zic? Uitați, de exemplu, m-a amuzat foarte mult acest viitor președinte al PNL, primul ministru al nostru, plagiatorul Ciucă, care a dat și el un mesaj de început de Ramadan. Și spune, citesc de pe pagina Guvernului, începutul lunii Ramadan este un moment deosebit de important pentru credincioșii musulmani din întreaga lume, care se reunesc pentru a-și celebra tradiția, credința și valori. Cine a scris mesajul ăsta de 3-4 propoziții, n-are nicio tangență cu subiectul. Musulmanii nu se adună în timpul postului să-și celebreze tradiția, să-și celebreze valorii. Ei se reunesc, așa cum e postul, după care vine rugăciunea de seară, rugăciunea teravide după rugăciune, în care oamenii vin ca și credincioși. Noi când mergem la biserică nu ne ducem acolo să ne celebrăm tradiția. Mergem că suntem credincioși și avem o legătură cu Dumnezeu, ne rugăm și așa mai departe. N-are nicio treabă cu tradiție. Dar nu asta am vrut eu să scot în evidență și uitați următoarea frază. Musulmanii din România reprezintă un autentic model de islam moderat. Domnul Ciucă, musulmanii din România reprezintă islamul. Că e islam moderat, că e islam radical, nu aveți de unde să știți, pentru că nu intrați în mințile lor, în creierul lor, în sufletul lor, în care să vedeți dacă unul e mai moderat sau altul nu e mai moderat. Și aici e important și amuzant, uitați, un autentic model de islam european. O comunitate pe deplin integrată în ansamblul societății. Adică domnul Ciuc a înțeles aici că ăștia există islam european. Cum aia au islam asiatic, sau islam african, sau islam nord-atlantic, sau islam canadian, sau australian, există și islam european. Ceea ce a reușit, într-un fel, din punctul meu de vedere, să-i deranjeze și pe ea. Până la urmă, islamul este unul singur.
pentru că mergi pe Coran. Coranul este mesajul lui Dumnezeu, este Cartea Sfântă, este Cartea Perfectă și este una singură. Atâta timp cât spui Islam european, face o diferență față de restul islamului, care e mult mai mare și baza principală este în afara Europei, și crezi anumite lucruri care nu au nicio tangență, pentru că nu există un islam actual, nu există un islam moderat, radical și așa mai departe. Islamul este unul singur, că există grupuri care sunt radicale, că există grupuri care interpretează Coranul în diferite feluri, că există grupuri care au anumite tradiții pe care, mă rog, și așa mai departe, e altceva. Dar islamul este unul singur și Coranul este Cartea Sfântă. Punct. Restul, așa cum domnul Ciucă spune, înseamnă că atât a înțeles el, mai ales că a fost și pe acolo prin Irak, unde s-a luptat cu ea, nu mai știu unde i-au zis oamenii că și-a făcut el teza de doctorat în timp ce se lupta cu talibanii sau cu cineva, ar fi trebuit măcar pentru atâta lucru să fi înțeles Coranul, să-l fi citit, pentru că dacă au mers în zona respectivă, ca să poți să înțelegi zona, tradițiile, valorile, civilizația islamică, nu ai decât să citești Coranul și câteva cărți de profil ca să poți să înțelegi ce se întâmplă pe acolo. Altfel te duci în Irak și te întorci doctor în științe militare. Și mă rog, spune și el foarte bine la sfârșit, cu ocazia intrării în luna postului Ramadan, transmit credincioșilor musulmani sănătate, pace, bucurie și prosperitate. Deci, domnul Ciucă a luat un mesaj, mă rog, nici nu știu dacă l-o fi citit, ei l-au pus ăștia pe site-ul guvernului, că dă bine să ureze și e foarte bine să ureze, să puncteze acest lucru, pentru că comunitatea musulmană din România este o comunitate model prin privința dezvoltării civilizației lor și prin faptul că se simte apartența lor la statul român și nu există tensiuni de niciun fel în ceea ce privește dorințele comunităților respective. Am un subiect și după aceea închei. Trecem la mesajul pe care președintele României, Klaus Iohannis, l-a dat pentru ziua NATO, care este mâine. A zis să fure startul pentru că NATO este destul de important. A scris că e foarte important. Mie mi-a atras atenția următoarea frază și spune Klaus Iohannis: în cei 73 de ani de existență, Alianța Nord-Atlantică și-a dovedit rolul crucial în asigurarea securității euroatlantice, fiind garantul securității statelor membre, inclusiv al României. Ce mă surprinde este că cel care a scris discursul cu o frază mai sus spune că România a intrat în 2 aprilie 2004 în NATO și nu 73 de ani NATO ne-a asigurat nouă securitatea, nici nu avea cum, pentru că noi eram membri ai tratatului de la Varșovia, NATO era partea cealaltă, era alianța respectivă și așa mai departe. Apărarea colectivă a fost și trebuie să rămână elementul central al Alianței Nord-Atlantice, așa cum este prevăzut în articolul 5 al tratatului de la Washington. Eu v-am mai spus data trecută cum este cu tratatul acesta de la Washington, dar, mă rog, pentru a crede lumea că totul e minunat, să stați liniștiți, tratatul 5, într-adevăr, dacă se întâmplă ceva și ne atacă rușii, rezolvă americanii cât ați zice pește sau cât ați zice, nu știu, altceva. Mai prinde prilejul de a ne spune faptul că trebuie să creștem PIB-ul de la 2 la 2,5% începând cu anul 2023, pentru că este război în zona respectivă. În ceea ce privește Ucraina, am văzut că există un sentiment foarte puternic prin toate statele europene, steaguri pe mai toate clădirile, în fața instituțiilor statului și așa mai departe. Eu, cel puțin la Berlin, când am fost, am văzut steaguri în fața primăriei, am văzut steaguri pe muzee, am văzut steaguri ucrainene la graniță, deci se vede că este o emulație în ceea ce privește sentimentul acesta de alăturare față de Ucraina. Eu mă număr printre cei care consider că este normal să condamnăm invazia Rusiei în Ucraina, este o invazie, este o intrare peste un stat suveran. Nu mi se pare neapărat de logic ca toate instituțiile să-și pună steagul Ucrainei, pentru că până la urmă eu, cel puțin de la istorie, știam că atunci când pui steagul unui stat pe o clădire reprezentativă, pe o instituție a statului, înseamnă că practic ai cucerit clădirea respectivă și aparține aceluia care are steagul pus acolo. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de armata sovietică când a cucerit Berlinul,
ultima redută când a cucerit Germania și a pus steagul Uniunii Sovietice pe oraș. Practic, lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt departe de a se încheia, așa cum am spus și data trecută, cred că rămâne de văzut cât va mai dura acest lucru, dar va mai dura, pentru că se pare că încă nu sunt canalele subterane destul de bine consolidate încât lucrurile să ajungă la o pace. Președintele Erdogan reușește să puncteze în ceea ce privește politica externă prin echipa de la Ankara, în ceea ce privește diplomație, este foarte activă, cu zeci de întâlniri în ultima lună, cu discuții zilnice cu partea ucraineană și partea rusă, cu încercarea de a media și s-a oferit cumva ca, cel puțin astăzi se discuta că Erdogan i-a zis lui Putin că poate să vină în Istanbul sau în Ankara să discute cu Zelenski cumva să pună capăt acestui lucru. NATO, din punctul meu de vedere, ar putea, sau Statele Unite, ar putea cumva să găsească o soluție cât mai rapidă, pentru că toate aceste scumpiri, din punctul meu de vedere, vor duce cumva către o exagerare în ceea ce privește politica și forțarea anumitor termeni, pentru că partidele naționaliste vor prinde contur, vor câștiga din ce în ce mai mult mai multă aderență pe baza situației economice, care se denigrează de la zi la zi, prețurile cresc, oamenii nu mai pot să facă față scumpirilor și atunci este rețeta clasică pe care o vedem și în perioada interbelică, de ce apar partide naționaliste. Dacă lucrurile acestea nu se calmează cumva, așa cum am spus și data trecută, președinții Statelor Unite, cel puțin al doilea război mondial, Roosevelt, s-a deplasat unde i-a cerut Stalin pentru a încerca cumva să ajungă la un compromis, a încercat să salvez pacea, din punctul meu de vedere, este un act nobil. Chiar dacă Putin este agresor, este invadator, ar trebui cumva ca cei care reprezintă NATO să ajungă cumva la un acord, să găsească o soluție, pentru că altfel se transformă într-un război de uzură pe o durată foarte mare, în care rușii știu că NATO nu poate interveni în Ucraina, iar în același timp situația în Ucraina devine din ce în ce mai gravă, milioanele de refugiați poate vor crește numărul lor și în felul acesta nu va ieși nimic bun din acest contur. Nu vreau să intru pe subiect mult mai mult în ceea ce privește acest război din Ucraina, pentru că am un scepticism în ceea ce privește și știrile din Occident cu privire la acest război și știrile din Rusia, care fiecare, ca într-un război, este o industrie de propagandă în care fiecare își dezvoltă aceste lucruri. Ce rămâne cert și n-ai cum să schimbi acest lucru este agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, pentru că a încălcat un tratat și multe tratate privind securitatea, dreptul și așa mai departe al statului, dar în același timp consider că acest lucru se putea cumva bloca, se putea cumva ajunge la o discuție în care până la urmă Rusia ar fi s-ar fi abținut să mai treacă granița în ceea ce privește Ucraina, dar în momentul de față, pe acest fond de tensiune și pe joaca de rublele și de petrolul, se pare că Europa va fi cea mai afectată din acest conflict. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, seară plăcută!